Femeia simplă de la țară care muncește din greu pentru familie, care își educă copiii cu mână de fier și ține o casă curată, merită tot respectul societății. Așa a fost Angela Dragnea, care a ajuns la 107 ani, muncind din greu, trecând prin vremuri deloc ușoare, cu multă credință în Dumnezeu. Ea locuiește în satul Cârlomânești, un loc încărcat de istorie, dovadă fiind ruinele cetății dacice care se pot observa în imediata apropiere a casei. Bunica ne-a întâmpinat în prag cu zâmbetul pe buze și multă căldură în suflet. Sănătate, mamaie! Să Dumnezeu nu mă vine, mamă! Sănătate vă doresc de la Sfântul Dumnezeu! An fericiți! Cu florile primite, strânse la piept după ce ne-a invitat în mica ei cămăruță frumos aranjată muntenește, bunica ne-a povestit cum a copilărit pe aceste meleaguri în sărăcie și nevoi. Aici a crescut, s-a căsătorit și a născut 4 copii, însă soarta i-a furat o fetiță și a făcut-o înger. Aici ne-a născut, pe ulița Ilanda aceea, de la Dișcă, pe ulița aia în Susolea, că acolo a născut. Și aici m-am căsătorit. Bărbatul din tot de aceea este. Tot de aici. 4 am avut. Dar fata cu fănuțul, care gemă cu fănuțul ăla, fănuțul la Verneș, Ștefanul gemă, le-a zis fănuțul. Am făcut și o fată cu el, gemeni. Fata a murit, mică. A rămas cu 3. Cu lacrimi în ochi ne spune cum războiul și schimbările regimurilor politice au lăsat urme adânci în viața simplă a femeii de la țară, din tinerețe până la bătrânețe, însă greutățile vieții au făcut-o și mai puternică. În tinerețea mea a fost boierime cu pământuri. S-a luat pământ, s-a făcut război. Dacă s-a făcut război, a venit rușii și a gonit pănenți. Și-a rămas rușii. După ce a rămas rușii, a luat pământul de la boieri. Dacă a luat pământul de la boieri, a făcut firme. A făcut firme. Munceam la firmă cu ziua, ne dădea toamna cereale. Desculță, mergea până la oraș, pe un drum presărat cu pietre și bolovani, pentru a vinde fructe și legume. Cu banii obținuți, procura mâncarea pentru copii. Fructe după unii găseam, aveam 2 târnișoare, puneam un cobiliță, ce cumpăram, mă duceam la piață, le vindeam. După ce vindeam, cumpăram din piață ce trebuia să mănânc, mă duceam la hală, de carne în dreapta acolo, mai luam și eu de acolo ce putem. La bazat era pescărie. Luam și de la pește ceva, pe jos mă duceam, pe jos vineam cu cobilița în spate. Pe-nchetri, pe-nbolovan și desculți. Căruțele mergea pe drum și pe lângă porumb. Pe marginea porumbului era cărare și noi mergeam pe cărăruie acolo. Pe-nchetri, pe-nbolovan, disculți, nu vedeam încălțăminte pe picioare. Tălpile mele era bătuți de bolovan și de pietre. A trăit bine cu bărbatul, covrigar de meserie. Ca orice femeie din Muntenia, dârză și hotărâtă, cu el a făcut o casă din temelie. Din păcate, acum aproape 30 de ani a rămas singură, iar în prezent stă împreună cu fiica și ginerele. Ce este inedit este faptul că la venerabila vârstă de 107 ani, bunica face focul, iese afară singură și uneori își pregătește singură mâncarea. Dacă ar ajuta-o picioarele, ar săpa în grădină, mai spune bătrânica. Se descurcă singură, spune fiica ei. E foarte ambițioasă și încă îi dă lecții de gătit. Am mâncat de 2 ori de dimineață. Că mai mănânc acum tăiței. Mănâncă ce vrei. Cu cărniță, mamă.
Nu, ea nu-i 10 cărniță, e 10 bucățică. Bucățică, nu? Bucățică mănânci. Să scoală singură, să... Așa, mănâncă singur, nu-i dau eu să mănânce, nu? Nu, mănâncă singură. I-aduc de la frigider, mâncare-i fac aceea și mă învață. Că să pună întâi zeama de vază și pe urmă fideaua și eu puneam fideaua înainte. Da, ea mă învață, nu așa, mamă? Aceea-i fac mâncare. E foarte lucidă și are o ținere de minte de necrezut. Ce este foarte bine de știut este faptul că bunica nu a fost bolnavă niciodată de vreo boală anume, iar acum numai bătrânețea îi dă bătăi de cap. Mintea lucidă, inima deschisă și credința în Dumnezeu ar fi unele dintre secretele tinereții fără bătrânețe. Am plecat de la bunica Angela cu gândul că Dumnezeu dă omului atâtea zile câte vrea el, iar bătrâna înseamnă că mai are de lucru aici pe pământ. Ea este portretul femeii simple de la țară, femeie cu teamă de Dumnezeu, cu gând și cuget curat. Am lăsat-o în pragul casei privind la cerul senin, mulțumind pentru ziua aceasta.